Sufletească legată de acest nou început. Începem un nou an școlar pentru seminarul nostru din Iași și așezăm acest început sub egida cuvântului din Sfânta Evanghelie legat de sămânța cea bună, cuvântului Dumnezeu, pe care cadrele didactice încearcă să-l așeze în pământul cel bun al elevilor și elevelor din seminarul acesta, într-o nădejde a unui rod bogat care să se vadă de-a lungul anului și în mod special la sfârșitul vieții. Sfântul Pavel în epistola către Corinteni, cea de-a doua, citită acum câteva clipe aici, mărturisea către Corinteni și mărturisește către noi cei de față, zicând: vă rog să prisoțiți în cinci lucruri, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în stăruință și în iubire. Ce lucrare mai aleasă și mai adâncă au cadrele didactice, părinții profesori, domnii și doamnele profesoare, decât să stăruiască pentru aceste cinci lucruri. Ele vor prinde contur în viața elevilor și elevelor noastre dacă Hristos va fi izvor de putere. Ce vine într-un numele Domnului, Dumnezeu este Domnul. Școala aceasta n-ar putea să lucreze și să viețuiască fără Harul lui Dumnezeu cu adevărat, indiferent de tot ceea ce o susține, eu știu, finanțarea ministerului, rânduierile pe care le stabilesc inspectoratul școlar sau alte instituții, dar adevărata viață și adevăratul motor al acestei școli este lucrarea lui Dumnezeu care se petrece în ea, e Harul lui Dumnezeu, pe care ni-l dăruiește din belșug și prin lucrarea și binecuvântarea înaltpreasfinției voastre care purtați de grijă acestei școli. Iată, este un moment important și pentru mine acum, pentru că mi-au rămas bun pentru o vreme de la seminar, după 23 de ani, cât am stat aici. De câte ori sunt momentele acestea de bilanță, mi-aduc aminte și întrec prin minte toate dificultățile sau toate greutățile prin care am trecut, dar și toate bucuriile pe care le-am avut în tot acești ani, când am văzut școala crescând de la zero. În urmă cu 23 de ani nu aveam nici personalitatea juridică, eram clase în seminarul, era clase în cadrul liceului pedagogic, nu exista nici clădirea aceasta, dar exista multă speranță, mult entuziasm al tinereții și multă nădejde de la Dumnezeu.
Mărturisesc că nu am gândit niciodată că voi fi profesor aici, în această școală, cum, iată, acum, cu binecuvântarea Înalt Preasfinției voastre, voi fi cel care voi conduce această școală teologică, o școală care, de fapt, este primul seminar teologic înființat în 1803 de Veniamin Costache, o școală care a avut merite deosebite, mulți, o perioadă foarte lungă și care a adus multă lumină celor din jur. Orice școală are ca și țintă, scop, un spor de cunoaștere, de a aduce un spor de cunoaștere, de lumină în sufletele elevilor, în sufletele tinerilor. Iată, și școala noastră are această țintă, dar dincolo de lumina aceasta intelectuală, școala noastră și școlile teologice au mai mult decât atât. Caută să aducă cunoașterea spirituală duhovnicească care, odată avută, încet, încet aduce în sufletul omului lumina Harului Dumnezeu care încălzește și luminează sufletul și inima omului. Îndrăznește este primul verb. Și anume, îndrăznește să fii cea mai bună versiune a ta. A ta ca și copil, a ta ca și învățăcel, a ta ca și părinte, a ta ca și mamă, tată, manager și alte roluri pe care voi le aveți. A noastră ca profesori și în toate rolurile pe care noi le avem. Pentru că e nevoie de îndrăzneală. Eu cunosc foarte multă lume și chiar eu de multe ori nu e ușor să vrei să crești și să te desăvârșești. Această desăvârșire necesită îndrăzneală și am nevoie de voi ca și eu să îndrăznesc să merg mai departe. Sunteți de acord? Putem să ne ajutăm să îndrăznim împreună să fim mai bun decât anul trecut? Iubesc clasa pregătitoare, sunt super tari! Al doilea verb este descoperă. Descoperă-l pe celălalt. Fii curios, ascultă-l, vezi-l. Și în felul acesta ne vom descoperi și pe noi înșine. Al treilea verb este, dacă îndrăznim să fim cea mai bună versiunea noastră, dacă reușim să-i descoperim pe ceilalți de lângă noi și pe noi înșine, apoi putem să transformăm toată viața noastră. Putem să transformăm clasa, putem să transformăm familia noastră, putem să transformăm școala noastră, putem să transformăm orașul nostru și România. Îndrăznește, descoperă și transformă. Abia aștept să ne întâlnim la sfârșitul anului cu proiecte minunate făcute împreună.